Ducem veștile la zi. Dimineți împreună. Urmăresc cu preocupare creșterea tensiunilor care amenință să dea o nouă lovitură păcii în Ucraina și pun în discuție securitatea pe continentul european cu repercursiuni chiar mai ample. Fac un apel stăruitor către toate persoanele de bunăvoință să înalțe rugăciuni la Dumnezeul cel atotputernic pentru ca orice acțiune și inițiativă politică să fie în serviciul fraternității umane mai mult decât în serviciul intereselor parțiale. Spunea Sfântul Părinte Papa Francisc duminica aceasta la rugăciunea Îngerul Domnului, atunci când a și dorit să propună ca miercurea aceasta, astăzi 26 ianuarie, să fie o zi de rugăciune pentru pace. O zi pe care am preluat-o și noi ca dieceză, dar nu suntem singura dieceză care face acest lucru, încurajând fiecare persoană de bunăvoință, cum spune Papa Francisc, să se roage astăzi în mod deosebit împreună cu întreaga lume pentru pace. Și tocmai pentru că este importantă rugăciunea, pentru că este importantă această zi dorită de Papa Francisc, am dorit și noi să-l avem alături de noi pe preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezei noastre, tocmai pentru a înțelege de ce și rugăciunea este la fel de importantă ca, să spunem, deciziile pe care cei care sunt la putere le iau. Lăudați să fie Iisus! Bună dimineața, preasfințite! Bun venit! Deci, vecilor, amin! Bună dimineața tuturor ascultătorilor postului de radio RCS FM! Mulțumim mult pentru prezență și pentru că dăm startul împreună, să spunem, acestei zile pe care o dorește Papa Francisc de rugăciune pentru pace. De ce este importantă pacea de la cel mai mic nivel, să spunem, sau cel mai aproape de noi, pacea interioară, până la cel mai înalt? Pacea, sigur, este un dar al lui Dumnezeu pe care trebuie să-l cerem în rugăciune și pe care Dumnezeu ne cheamă să-l realizăm prin implicarea noastră. Pentru că nimic mai frumos decât atunci când trăiești în pace, când ai pacea în suflet, pacea cu Dumnezeu și cu cei din jurul tău, dar problema se pune acum cu escaladarea acestor conflicte dintre Rusia, Ucraina, când Papa, așa cum spuneați mai înainte, ne cheamă pe toți astăzi, 26 ianuarie, la o zi mondială de rugăciune. Și Papa îi cheamă la rugăciune nu numai pe catolici, dar pe toți cei de bună voință, toți doritorii și iubitorii de pace. Cred că toți oamenii doresc pacea. Biserica, de fapt, a fost întotdeauna preocupată de soarta omenirii. Biserica vrea ca lumea să trăiască în pace. Atunci când tensiunea dintre popoare, dintre țări, naționalități, grupări etnice și așa mai departe crește, biserica, asemenea unei mame milostive, grijulii, îi cheamă pe copiii săi la rugăciune. Rugăciune și, bineînțeles, implicarea fiecăruia acolo unde este chemat, potrivit stării de viață, să aducă aportul său pentru realizarea unui climat de pace, de armonie, de fraternitate, înțelegere și liniște. Atunci când lucrurile scapă de sub control și, ferească Dumnezeu, izbucnește un război, biserica se roagă pentru restabilirea păcii. Se roagă și în momentele de pace pentru menținerea păcii în omenire. Așa, spre exemplu, s-a născut și instituirea Zilei Mondiale a Păcii, pe care o celebrăm în prima zi a fiecărui an calendaristic, începând cu Papa Paul al VI-lea, cel care a inițiat această rugăciune mondială la începutul fiecărui an calendaristic. E vorba de anul 1967, prima zi mondială a păcii fiind la 1 ianuarie 1968, pentru că Papa trimite anual din timp cu data de plus minus 8 decembrie anului precedent, un mesaj de pace pentru lumea întreagă. Aceste mesaje ale Papei din ultimii mai bine de 50 de ani le putem găsi și pe site-ul episcopiei noastre,
Și putem vedea acolo preocuparea permanentă a bisericii pentru ca lumea să trăiască în pace. Și ceea ce puteam face noi cel mai frumos și eficient este să ne rugăm, știind că pacea este de la Dumnezeu, iar Dumnezeu este al păcii, nu al războiului, al urii, al dușmăniei dintre oameni. Rugăciune, așadar, rugăciune și în comuniune, pentru că alegând cumva Sfântul Părinte o unică zi, așa cum este, să spunem, cea de pe 1 ianuarie aleasă cu atât de mult timp în urmă, suntem chemați împreună să ne rugăm, astăzi de asemenea împreună. De ce e important acest împreună? Faptul de a ne simți cumva parte a aceleiași rugăciuni pe care întreaga lume, nu doar cei catolici, nu-i așa, o fac astăzi pentru pace. E ca atunci când parcă rugăciunea este mai puternică. Cred că și rugăciunea mea personală e importantă, dar când cu toții mergem și ne rugăm, ce ar trebui să simțim sau de ce este importantă? Da, spune și Iisus, unde doi sau trei se adună în numele meu, eu sunt în mijlocul lor, iar Iisus este principele păcii, așa a fost anunțat, ca Mesia venit în lume, ca principe al păcii. Pacea trebuie să izvorască de acolo, din credința omului în Dumnezeu. Și indiferent cum îl numește pe ființa supremă, orice om în religia, în convingerea lui religioasă, Dumnezeu vrea ca noi oamenii să trăim în pace și spuneați de rugăciunea aceasta în comun. Are o putere, o forță extraordinară rugăciunea în comun. Cum spunea cuvintele lui Iisus, unde doi sau trei se adună în numele meu și când o fac rugându-se, puterea rugăciunii este foarte mare când este făcută împreună cu alții. Este frumoasă și edificatoare și de asemenea ni se cere să ne rugăm și în particular. Astăzi, în mod deosebit, eu îi îndemn pe toți ascultătorii postului de radio RCS FM, indiferent că sunt catolici sau de alte confesiuni sau religii, să se unească în rugăciune cu noi și mai mult. Nu o să stea toată ziua în rugăciune astăzi, dar poate transforma ziua într-o rugăciune continuă prin intenția bună. De exemplu, să oferim lui Dumnezeu în această zi preocupările noastre, munca noastră și tot ceea ce facem astăzi pentru acest gând pe care ne-l recomandă Papa, pentru ca să fie pace în Ucraina, să fie pace în lumea întreagă. Dar să nu uităm că pacea trebuie să pornească din interiorul nostru. Dacă nu avem pace în interiorul nostru, pace cu Dumnezeu, pace cu noi înșine și apoi tot să crească area aceasta de influență a păcii la cei din jurul nostru, din familia noastră, din anturajul în care trăim fiecare, ca să se ajungă la pacea mondială. Dumnezeu este creatorul și stăpânul nostru al tuturor, El este totdeauna de partea păcii și vrea ca fiii săi să trăiască în pace. De aceea astăzi vă îndemn pe toți să-L rugăm pe Dumnezeu cu stăruință, atât în rugăciune expre făcută împreună sau în particular, cât și oferind munca, activitatea noastră cu această intenție, ca Dumnezeu să aibă milă de noi, să ne ierte păcatele și să ne ajute să trăim în pace, în fraternitate, în iubire, că așa ne șade bine ca și fii ai săi. Aceasta este invitația, într-adevăr, care vine din partea Sfântului Părinte, vine și din partea Sfinției voastre și cumva încercăm și noi să răspundem la această invitație și ne bucurăm că ați acceptat să vă rugați împreună cu noi și cu toți ascultătorii și le spunem încă de pe acum că ne vom întâlni la rugăciunea Îngerul Domnului și chiar la rugăciunea ora medie de astăzi, în mod deosebit pentru pace, pentru a ne ruga. Da, așa cum spune și Concilul Vatican al II-lea, pacea nu înseamnă doar absența războiului. E foarte important de știut acest lucru, pacea are rădăcini adânci tocmai în raportul omului cu Dumnezeu. Pornind de aici, putem realiza cu adevărat pace și o pace trainică, așa cum o dorește toată lumea, pentru că toți dorim să trăim în pace. În pace și armonie, așa este. Mulțumim mult, vă așteptăm la ora 12 la rugăciunea Îngerul Domnului și vă dorim o zi binecuvântată. Da.
Dumnezeu să ne binecuvânteze cu pace adevărat. Așa să fie, mulțumim mult, a fost alături de noi preasfințitul Iosif Pauleț, episcopul diecezei romano-catolice de Iași, o invitație deci pentru rugăciune, pentru pace, astăzi în mod deosebit prin tot ceea ce noi facem. Un popas muzical și revenim cu următorul subiect.